În video de data trecută ne-ai spus că nu se mai merită să ții animale în anul 2023. Da. Și totuși, cu câteva luni în urmă, ai avut un video foarte popular în care spuneai că tu vinzi laptele cu 20 de lei și ce bine îi și pe toată lumea încurajai. Ce te-a făcut pe tine să-ți schimbi atâta de radical părerea într-un timp atâta de scurt? Întrebare foarte bună și veți vedea de ce e important să facem un video de 10-15 minute despre asta. Primul aspect era că noi vindem lapte cu 20 de lei litru. Și am văzut în comentarii foarte mulți revoltați despre treaba asta sau care disputau faptul că noi nu vindem ce vindem noi 3 litri de lapte. Într-adevăr, am vândut anul acesta o cantitate mai redusă de lapte, dar am vândut cu 20 de lei litru. Și cum v-am spus și în video trecut, noi în videoclipurile noastre din 2020 vă spunem numai adevărul, pentru că pe noi nu ne interesează minciuni, să vă aburim sau să vă mințim pe voi. Cu 20 de lei am vândut anul acesta, 2023, fiecare litru de lapte pe care l-am vândut. Și de la 80 de lei în sus brânza și alte produse pe care noi le facem. Asta ți-a trebuit, așa e? Hai că-ți mai dau. Dragilor, cine crede că poate să vândă lapte cu 10 lei sau cu 7 lei, își vinde energia lui dintr-un an pe bani de nimic. Nici măcar nu câștigi. Tu faci un favor prietenilor sau eu știu clienților pe care vrei să-i servești. Însă ești în mare, mare defavoare, pentru că energia ta e limitată. Tu trăiești 70-80 de ani pe pământul ăsta. Ce-i tu, prietenă? Trage așa mai lângă tine și... Nu, lasă, că așa-mi place. Băi, ce fain să vede. Atâta de fain să vede în spate. Dragilor, cine nu a înțeles în 2023 că nu se merită, nu se merită să crești animale numai ca să le dai altora pe gratis ceva, din energia ta, că tu umbli tot anul după o capră și ați dă lapte câteva luni într-un an. Și cine încă nu a înțeles treaba asta, n-am acum cuvintele să explic, dar e o mare, mare prostie. Nu mai creșteți animale dacă nu puteți. Dă-te mai înapoi. Lasă-mă să vorbesc. Dacă nu aveți clienți, dacă nu aveți clienți la care să vindeți cu 20 de lei litru de lapte și aveți în plan să țineți 5, 10, 15 crape, lasă-mi nasturile. Dacă nu aveți clienți să vindeți cu 20 de lei litru de lapte și aveți un plan să țineți doar vreo 5, 10, 15 capre, nu le mai cumpărați, nu le mai țineți, nu vă mai faceți bătaie de cap. Ca să poți să vinzi laptele cu 10 lei, trebuie să ai 50 de capre. Și acolo situația se complică, pentru că la 50 de capre tu trebuie să ai deja bani investiți în utilaje, în terenuri. 50 de capre costă mult mai mult ca și 5, 10 capre. Și de la 50 de capre, tu dacă dai laptele cu 10 lei, atunci poți să zici că ai un profit minimal ca să poți să fii mulțumit că umbli după ele. În rest, pierzi vreme. Mai era o altă latură a întrebării. Ce te-a făcut să îți schimbi radical părerea? Ia de acolo. Acum, părerea mea nu s-a schimbat. Eu în continuare voi crește capre și dacă voi avea clienți care vor dori să cumpere cu 20 de lei litru de lapte livrat la ei acasă, o să le vând în continuare. Dar sub acest preț, nu mi se merită să plec de acasă, să mul caprele, să-mi fac bătaie de cap, să le pun în ambalaje de unică folosință, să umblu până în oraș și înapoi, să... Toată complicația asta pentru mărunțiș. Și atunci, atâta timp cât voi avea clienți care apreciază produsele noastre, la adevărata lor valoare, nu să încerce să ne păcălească sau să fie ei mai în câștig, că nici noi nu facem nu știu ce avere din câteva capre. Cine vrea un produs de calitate, trebuie să-l aprecieze la adevărata valoare și să-l plătească. Cine nu, noi vom crește în continuare capre și dacă clienții vor continua, pentru că și anul ăsta clienții au scăzut, dacă clienții vor continua să scadă, e logic că vom crește cu pasiune aceste capre pentru a mânca noi
produse de calitate de la ele. Știm ce mâncăm, știm că sunt sănătoase, pentru că noi tratăm aceste animale la timp, respectăm timpii de așteptare la lapte și produse și așa mai departe. E o întreagă știință și ea crește capre. E clar pentru cine cunoaște creșterea unui animal că animalul, ca să producă lapte, trebuie să fețe. Va produce iezi sau viței și așa mai departe, pe care poți să-i valorifici. Dar și ăia au un cost. Până poți tu să-i vinzi, ei trebuie să bea lapte de la mama lor, ei trebuie să stea animalul, mama, în gestație nu știu câte luni, tu trebuie să îngrijești mai cu atenție și așa mai departe. Sunt costuri asociate fiecărui animal. Ca să ai un venit minim la final și să zici, oh, am făcut un profit. Dar pentru noi e foarte important în continuare, pentru că cel mai important lucru pentru noi e să avem mâncarea de care avem nevoie. Nu disprețuim mâncarea care se găsește la raft. Nu-i disprețuim pe cei care sunt nevoiți să o folosească doar aia, fie din motive economice sau din motive de comoditate sau de alegere. Fiecare își face alegerile așa cum socotește el. Însă pentru noi este vital în 2023, în ciuda provocărilor, în ciuda piedicilor care ni se pune de către guvernul României, limitări, restricții, târgurile de animale nu mai sunt deschise de ani buni. Dacă vrei să vinzi un purcel, nu ai voie. Dacă vrei să vinzi un ied, trebuie să umbli fraudulos cu el. Dacă cineva vine să cumpere o capră, trebuie să se ascundă. Ca să duci tu o capră dintr-o parte în alta, îți trebuie acum remorca autorizată cu dezinsecție, cum mai știu eu ce, tot e... Eu înțeleg că și regulile alea îți de bun simț și au un scop. Însă abuzăm, în țara asta se abuzează de reguli pe alocuri și pe alte locuri se abuzează în pofida regulilor. Asta e problema pe care o regăsim în România sistemică, peste tot. Vine cineva să se lege de mine că cresc un animal în gospodărie singur și ar putea să spună că nu-i acord condiții dacă eu știu, nu i-am făcut curat în adăpost astăzi. Și cineva poate să vină să dea o amendă că vezi, Doamne, ce i-am făcut eu la animalul ăla, dar ceilalți mafioți la scară mare, în județ, în țară, la nivel național, păi nu-i deranjează nimeni. De multe ori îi prinde, îi ține, se tărăgânează și se prescriu multe fapte grave și noi avem probleme cu țăranul român. De ce crește un animal? De ce taie o găină? De ce sacrifică țăranul român un animal? Sau de ce trăiește el cum poate în condițiile pe care le are? De-aia trăim și creștem animale, ca să nu trebuiască să merem pe stră să dăm în cap. De-aia trăim la țară și creștem animale și suntem mulțumiți și satisfăcuți cu animalele, cu produsele pe care le avem în gospodărie, ca să nu trebuiască să mergem pe drum să dăm în cap. Că statul român nu ne oferă condiții. Statul român nu ne facilitează nouă țăranilor cât suntem de țărani, că dacă am 2-3 animale și stau la țară, mă consider țăran. Nu mă dau mare comparat cu aia care au turme mari și efective mari de animale, însă mă străduiesc aici în bătătura mea să trăiesc frumos, să-mi îngrijesc bine animalele, să mănânc sănătos și cât se poate să mă înțeleg bine cu oamenii, cu mediul în care trăiesc și să fiu fericit cu familia mea și cu sărăcia mea. Însă statul român, așa sunt făcute legile, încât ne blochează, să ne descurajeze să mai creștem ceva, totul să se cumpere de la raft, pentru că în felul ăsta, tot ce bagi în burtică, statul român și-o luat comisionul, da? Tot ce mâncăm noi, dacă cumpărăm numai din magazin, statul român și-a luat taxele, și-a luat TVA-ul, și-a luat pe tot circuitul de producție, statul a luat o grămadă de bani. Și din păcate, toți banii aia pe care statul român se străduiește atât de mult să-i strângă, tot nu ajung. Tot nu ajung unde trebuie, pentru că străzile pe locuri sunt bune, dar în cele mai multe locuri sunt bajocură. Dacă pui în calcul câți bani se strâng la buget și câți bani ajung efectiv unde trebuie să ajungă, e o bătaie de joc. Că pe drum fură ei și feliază fiecare câte o felie pentru ei. No, bun, dar e cam deviat de la subiect. Da. Sau e atât de vast răspunsul ăsta încât răspunsul este, la statul românesc? Răspunsul este, o luăm, că noi așa o luăm, revenim. În 2023 se merită să crești animale doar dacă ai o puternică și amplă fantezie de a trăi cum trăiau bunicii și străbunicii noștri. Ei trăiau mai simplu. Ei nu aveau pretenții să meargă
în trei vacanțe pe an sau nici măcar într-una pe an. Poate mereau până la Felix o zi, două, trei și veneau înapoi acasă la animalele lor și erau bucuroși că dacă mereau până la Felix sau la Sovata sau unde mai mereau oamenii. În schimb, dacă poți să trăiești, dacă vrei să crești animale, trebuie în primul rând să fii mulțumit și să fii bucuros că ai tu ce mânca în primul rând, mâncare de cea mai bună calitate. Tu și familia ta. O altă paranteză și un alt etaj te ajută dacă ai câțiva clienți care să fie dispuși să-ți plătească prețul real de producție a acelui produs, care trebuie să includă și un mic venit pentru crescătorul care se străduiește și are fantezia de a ține animale. Și nu mai visați la averi făcute pe spatele animalilor, că înainte să faci tu averi de pe animalele alea, trebuie să bagi averi, să le cumperi, să le întreții și după aia să aștepți să-ți vină banii cu țărâita. Poate fi o soluție de subzistență, dar eu o consider o nevoie existențială pentru țara noastră. Pentru că am avut câteva zeci de ani în care oamenii treptat s-au îndepărtat de creșterea animalelor. Și apreciez foarte mult pe cei care și în 2023 se apucă de creșterea animalelor. Apucați-vă, dragilor, să creșteți animale, să creșteți o capră două la început. Nu săriți pe 15-20. Învățați-vă cu o capră două, cu 5-10-15-20 de găini, cu un purcel și poate la anul veți ține un pic mai multe. Dar începeți să creșteți animale pentru bunăstarea voastră, în principal pentru sănătatea voastră și treptat veți face și un venit bunicel din acele animale. Dar trebuie să aveți pasiune, trebuie să aveți răbdare, trebuie să aveți înțelepciune să luați lucrurile așa cum trebuie și trebuie să aveți așteptări modeste. Sper că v-am dat toate lămuririle de care aveați nevoie în acest video. Vă mulțumesc tare mult pentru vizionare. Aștept cu nerăbdare comentariile voastre. Vă salut pe toți. Abonați-vă la canalul nostru dacă nu sunteți abonați. Activați clopoțelul ăla să primiți notificări despre videoclipurile noastre. Le mulțumim membrilor canalului care ne susțin lună de lună cu o sumă atâta cât poate, cât dorește fiecare. Vă apreciem pe toți, vă salutăm și ne vedem data viitoare. No, e bine. E foarte bine.